Bun găsit, prieteni ai sportului, sunt Vlad Mihai Mariei, bine ați venit la o nouă întâlnire cu ceea ce mai înseamnă în momentul de față sportul mureșan. Astăzi vom avea o ediție cu totul și cu totul deosebită, veți vedea despre ce este vorba. S-au întâmplat și se vor întâmpla în perioada următoare niște lucruri foarte, foarte interesante pentru toți microbiștii care, știu eu, au copii, care au trăit istoria unor echipe. Repet, rămâneți alături de noi pentru că veți afla lucruri interesante. Înainte de a prezenta invitații mei din această seară, câte ceva despre ceea ce spune gura Pocloșului, ci că s-ar fi vândut palmaresul ASEA Târgu Mureș. Acum nu știm care ASEA Târgu Mureș, ăla vechi, Maris Târgu Mureș, ASEA Unirea Ungheni. Cisurile un pic diferă, părerile sunt împărțite. Sper că într-o emisiune viitoare să aflăm mai multe. Oricum, cred că sunt mai multe ipoteze de lucru. Prima ar fi să presupunem că s-a vândut acel ASEA Târgu Mureș de pe vremuri. Cui s-a vândut? Unei formații în care se investesc bani din partea unui guvern străin, care va să zică o similitudine, dacă vreți, între ceea ce a însemnat pe vremuri Steaua București și ASEA Armata Târgu Mureș, două cluburi departamentale ale Ministerului Apărării Naționale. Dacă e vorba de așa ceva, înseamnă că palmaresul clubului Ministerului Apărării Naționale, filiala Târgu Mureș, ajunge în altă parte. Să presupunem însă că este chiar un alt club. Înseamnă că cei 30.000 de euro cât vorbește gura Pocloșului că au fost cheltuiți, s-au dus pe, într-adevăr, un palmares deosebit al unor echipe care au activat în eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Adevărul că 30.000 de euro merită băieția pentru acea perioadă. Dacă, în schimb, s-au cheltuit vreo 30.000 de euro pentru ceea ce înseamnă ASEA Târgu Mureș vechi, înseamnă că domnul Beloni, domnul Conioro, domnul Hoinol, domnul Nog Michi, domnul Florea Ispir și cu toți ceilalți valorează în total 30.000 de euro. Asta au făcut în istorie, că așa au decis unii, care se pare că ar fi moștenit palmaresul din moș strămoș. Revenind, prieteni, la ceea ce ne propunem pentru astăzi, am aflat cu toții, bineînțeles, că se va face o nouă echipă a guvernului Orban pe aici prin zonă. Unii spun la Târgu Mureș, păi nu se face la Târgu Mureș, că se face la Sân George de Mureș. Însă, dacă cei din Ungaria chiar au vrut să investească, pentru că aici, practic, vreau să ajung, cei care vorbesc astăzi despre fotbalul Târgu Mureșean nu sunt târgumureșeni. Sunt cei care au o extraordinară tradiție în fotbal. Cei din Miercurea Ciuc. Iată că așa, încet, încet, Târgu Mureș o să ajungă parte a depresiunii Ciucului. Și o să ajungem de râsul, nu de râsul curcilor, că de râsul Ciucului. Repet, dacă cei din guvernul Ungariei ar fi vrut să investească în cineva din Târgu Mureș, ei, reprezentanții acelui club se află astăzi aici, pentru că au demonstrat din 2008 încoace că merită și cred că se pot apăra singuri. Le spun bună seara președintelui MŠ Târgu Mureș, Forța de Otilo, bună seara Otilo, bine ai venit, și antrenorului coordonator Filip Micloș. Bună seara Michi, bine ai venit. Bună seara. Vis-a-vis de ceea ce am spus eu, vreun comentariu? De ce? Asta e întrebarea, probabil tu niciodată n-ai fost un tip conflictual, ai încercat să te ții, nu te-au ocolit conflictele, dar tu ai încercat cât de cât să stai deoparte. De ce nu este MŠ Târgu Mureș? Cum ar fi fost normal? Adică multă lume din orașul ăsta, până la urmă nu contează că la acest club sunt mai mulți maghiari decât români. Este clubul Târgu Mureșului, sunt Târgu Mureșeni. Să nu uităm că istoria fotbalistică a Târgu Mureșului a început de la comunitatea maghiară. Cred că erau undeva la 10 jucători din 11, cred că erau unguri când a fost acea mare echipă. Nu mai țin minte, dar în orice caz proporția era covârșitoare. Păi tot la un fel de MŠ a ajuns colaborarea până la urmă, pentru că cei cu care au intrat în relații își spun tot MŠ. Deci ei folosesc denumirea aceea. Își spun. Da, noi sperăm că și tribunalul va avea aceeași mod de a vedea lucrurile, pentru că suntem în judecată pentru această denumire. De ce nu au găsit partenerii în noi? Noi am fost partenerii lor o vreme, dar nu au fost nici primii și nici ultimii, pentru că înaintea noastră a fost un alt club, tot din oraș,
care a fost în relații parteneriale și contractuale, practic, cu ei. Deci înaintea noastră. Când ne-au contactat pe noi, au spus că nu sunt de acord sau nu știu ce s-a întâmplat, deci nu mai vor să continue alături de ei, așa că au venit către noi. O vreme am funcționat paralel, deci este vorba de Clubul Speranța, pentru cei care nu știu, care nu mai există în momentul de față, și probabil că se repetă istoria, adică s-a mai întâmplat și s-ar putea să se mai întâmple. Acum, diferența este că nu au luat un club care există, ci au luat oameni, jucători, antrenori care lucrau în altă parte. Că nu au mai vrut cu noi, nu au mai vrut cu mine în mod personal, pentru că m-au făcut responsabil pentru ceva pe care eu nu știu cum se poate comenta. Sau... deci, pentru că ți-a apărat corect șansele? Pentru că deci, totul a plecat de la un 0-0 în Liga 3-a și de la o excursie care a precedat între Csíkszeredă și Emese, da? Da, deci ne-am întâlnit în Liga 3-a. Și toate conflictele au pornit atunci pentru că domnul președinte de la Csíkszeredă a considerat că noi ne-am întors împotriva lor și că nu mai putem să facem din această cauză parte din proiect. Și așa a început totul. A urmat un an foarte dificil, care nu vreau acum să intru în detalii, dar a fost extrem de greu ca să terminăm campionatul. Multă lume, sincer, multă lume vă dădea o cauză pierdută atunci, pentru că v-au plecat copii, au plecat, cred că a rămas doar Michi lângă tine. Practic, familia încet, încet s-a văzut. Michi a rămas care... și domnul Hoinor, care în ultima perioadă a îndeplinit sarcina de antrenor principal la echipa de seniori. Deci am schimbat antrenorul în timpul returului, a trebuit să-l schimbăm de comun acord cu antrenorul care a fost înainte, după două eșecuri usturătoare pe teren propriu, care a însemnat atunci terenul din Miercurea Nirajului. Și am continuat alături de domnul Hoinor, care ne-a rămas alături până la sfârșitul anului, adică practic până la pandemie, că când a început pandemia, atunci a trebuit să ne oprim activitatea și noi, bineînțeles. Michi, tu de ce ai rămas? Ești tu așa fidel? Odată mi s-a reproșat când am avut, hai zicem, o ofertă, că sunt patriot local. Și atunci cumva m-am gândit că, mă, ce înseamnă cuvântul ăsta? Eu nu sunt patriot local. Acum au trecut niște ani. Să știi că mă gândesc că, da, sunt un patriot local. Și mi-am dat seama, acum câteva săptămâni, când, așa nostalgic, să nu credeți că am probleme mentale, cred eu, poate un doctor se pronunță, dar m-am dus să văd Salcia care este în Tudor unde am stat, m-am dus să văd Pocloșul, zona aia unde am stat și așa am devenit așa un pic nostalgic. Ba mai mult m-am dus la un magazin care e la intrarea din oraș, în spatele acelui magazin sau chiar pe locul acelui magazin era Maidanul unde cu domnul antrenor Uifo Alviferenț am început și eu tainele fotbalului și m-am îndrăgostit de minge. Acum, de ce am rămas? Pentru că, din punctul meu de vedere, eu sunt un om sincer, onest. Pentru mie, domnul Forța din nu mi-a făcut nimic. Adică, nu mi-a făcut niciun rău. Nu mi-a pus, cum se zice, în fotbal și în politică bețe în roate, mai nou. Păi da, că fotbalul văd că e guvernat de politică. Până acum credeam că e numai la român, dar văd că și la ungurii la fel. Fotbalul e guvernat de politică. Absolut totul este guvernat de politică și totul se învârte în jurul banului. Deci asta e cel mai important. Acum, dacă noi, cei din Târgu Mureș, și am avut și sper să mai avem și am avut sport, și acum văd că, sincer, din punctul meu de vedere, vreau să înflorească sportul, nu numai fotbalul, toate care au fost odată. Da, dar sănătos, Michi.
Trebuie să-mi florească sănătos. Deci, asta, aici vreau să ajung. Deci, dacă sănătos în sensul că trebuie să fii meseriaș și trebuie să fii om și trebuie să fii, să ai o anumită inteligență, unul la mână. Doi, chiar cu prietenul, un om de fotbal și el, de prin Sân Giorgio, am povestit, a fi antrenor de copii și juniori, nu poți să fii oricine. Te duci, mai înveți, te mai documentezi, acum e plin și internetul de orice, dar trebuie să ai un har. Și harul acesta nu-l au toți. Unii sunt buni administratori, unii sunt buni, nu știu, racolatori sau... Tâmplari, zidari, mă rog. Dar nu au harul acela. Și trebuie să fii profi. Deci trebuie să fii profi și ceea ce văd eu în România, se învârt lucrurile, se învârte mâța în jurul cozii. Pentru că, asta e punctul meu de vedere, mi-a sărit un articol în față în careva zi, în 98, campionatul mondial, Franța a câștigat campionatul mondial în 98. În 2002, n-a ieșit din grupe, cred că n-a dat niciun gol sau un gol odat. I-a bătut Senegal. Da, dar cu niște jucători. Iuri Gheorghiev, Zidane, Barthez. Și ce au făcut francezii atunci? Au făcut 10-12 academii, cum a făcut domnul Gheorghe Hagi. Deci, aici putem să vorbim, să creștem sănătos. Unde sunt academiile? De ce nu investim? Nu mă interesează. Din Congo, din Ungaria, din Bangladesh. Hai să investim și să aducem. Nu pe mine, că eu am foarte multe de învățat. Eu sunt acolo jos. Dar aș dori să învăț de la oameni. De la oameni de fotbal care chiar știu și care chiar... nu contează că sunt mai tineri ca mine. Cu 10 ani, nu mă interesează. Să știe mai mult și să învăț de la el. Mie nu mi-e rușine. Și eu aș fi crezut că un astfel de proiect care ar putea fi dezvoltat aici, va crește sănătos. Mi s-ar fi părut foarte firesc, acum nu să vă țin eu partea, dar mi s-ar fi părut foarte firesc, ca dacă tot vor să acționeze oarecum pe linie etnică, exact așa cum au mai făcut-o și la Miercurea Ciuc și la Sfântul Gheorghe, trebuia să stea prima dată de vorbă cu voi. Dar în același timp nu pot să nu mă întreb retoric de ce să discute cu voi când am văzut eu cu ochii mei cum acționează cei de la Miercurea Ciuc. Înainte de a cita, că nu vreau să arăt la cameră, recunoști această... Da? Este o hârtie trimisă, este o directivă, practic, trimisă Trebuie să spun de ce există acest document. Dar spune ce scrie în document. Eu, dacă îmi dai voie, ca să știe lumea adevărul, dificultăților prin care a trecut MŞ Târgu Mureș, o circulară care a venit în data de 7 august 2019 către Asociația Club Sportiv MŞ, având în vedere prevederile contractului încheiat între Asociația Club Sportiv MŞ și Asociația Football Club Csíkszeredai Miercurea Ciuc, prin prezenta, vă rugăm să acordați transferul definitiv cu titlu gratuit a sportivilor din tabelul anexat la CS Târnava Sân Giorgio de Pădure. Aici am un tabel, nu vi-l arăt pentru că el conține foarte multe date personale. Menționăm că Football Club Csíkszeredai nu dorește în momentul de față să transfere acest jucător, de aceea am dat acordul ca să fie transferat la ACS Târnava Sân Giorgio de Pădure. Transferul acestor jucători la ACS Târnava Sân Giorgio de Pădure și nu doar la Football Club Csíkszeredai nu va fi considerat o încălcare a contractului existent. Păi voi aveați contract? Csíkszeredai era împărat și voi erați deci, la nivel Vlad, de conte. Te rog să faci... O secundă, da. O să-mi răspuns după primul nostru calup de publicitate, să-i ținem pe telespectatori așa în joc de glezne. Publicitatea revenim.